că există un păcat. Există ceva despre care Domnul Iisus Hristos a spus nu se va ierta niciodată. Și pentru ca cei care l-ascultau să înțeleagă mai bine, Domnul Iisus reia această idee și spune, nu li se va ierta nici în viacul acesta și nici în cel viitor. Există un pericol. Există un păcat periculos care este de neiertat. Și de-a lungul istoriei și a bisericii, oamenii s-au întrebat și au încercat să dea tot atâtea răspunsuri. Care e păcatul acela? Cum se manifestă el? Am vrea să-l identificăm, să îl împachetăm într-o cutiuță, să-l închidem cu 7 lacăte, să aruncăm cheile, să nu ne mai gândim la el și să fim siguri că nu îl înfăptuim. Pentru că e păcatul care nu se iartă niciodată. Cum o fi păcatul acela? O fi păcatul de a pirata avioane pline de pasageri și să mergi să transformi în bombe vii, să intri cu ele în blocuri locuite de oameni? O fi păcatul acela de a, în mod voit, să pui o pravă la de praf care se dă la bebeluși? În spital, cum s-a întâmplat în China, nu de mult? O fi păcatul acela oroarea ca un elev de 14 ani sau 16 ani să meargă la școală în armat și să împuște pe propriul lui colegi și petice? O fi păcatul acela o abominare în aceea când un copil este abuzat de un adult? Sunt păcate pe care lumea și societatea le dezaprobă și le arată cu degetul. Dar totuși, Cuvântul lui Dumnezeu spune orice păcat. Am citit nu de mult o chestie care s-a întâmplat într-un orășel mic din America. Că în orașele mari se mai întâmplă, dar era un orășel mic. Doi tineri s-au căsătorit și au mers în luna de miere. Erau very much in love. Și după ce s-a terminat luna de miere, au venit acasă. El avea mai multe zile de concediu și ea trebuie să meargă la lucru, la office, pentru că aveau nevoie de ea. Și bucuros, dimineața și-au luat rămas bun, i-a plecat la birou și el a rămas acasă. Ajunsă la birou, colegii ei au felicitat-o și au zis, draga mea, a spus șeful ei, știi ceva? Cred că putem rezolva și fără tine. Du-te și bucură-te de vacanța pe care o ai. Lasă, mulțumim că ai venit, dar du-te, întoarce-te acasă și bucură-te încă câteva zile de vacanță. Bucuroasă și cu inima lepidând de emoții, s-a întors acasă. Și când a intrat în casă, soțul ei era cu altcineva în casă. Și a fost o abominare, o scandal. A avut tot orășelul acela și toată lumea. Dar cum poți, omule, în luna ta de miere? Cum se poate? Care e păcatul acela? Pentru că dacă ne uităm
atunci cuvântul lui Dumnezeu trece între cei neprihăniți. Dumnezeu a iertat. Găsim pe un alt sfânt care complotează ca să ia nevasta unuia dintre colaboratorii săi și pentru că nu reușește complotul, îl omoară. Și Domnul a iertat pe David. Găsim sfinți care și-au dat demnitatea de copil al lui Dumnezeu și legământul de Nazireu turnat pe capul lui, unei prostituate, lui Dalila. Și totuși, galeria sfinților din Evrei îl include și pe acesta. Păcate abominabile. Păcate mari. Pe care lumea și societatea ce înseamnă păcatul de neiertare? N-aș vrea să vă sperie. Dar tare aș vrea să vă sperie. Pentru că toți suntem susceptibili de a fi victima acestui păcat. Toți suntem în pericol să cădem sub incidența de aia. Și aș vrea să urmărim împreună mesajul acesta pe care l-am intitulat păcatul de neiertat. Și mai întâi să vedem că păcatul acesta de neiertat are de-a face cu timpul Harului. Harul Dumnezeu care a fost arătat și care ne învață să rupem cu bătrânătatea și cu poftele lumești și să trăim în viață de acum cu sfințenie, cu evlavie, este atot acoperitor. Însă, la modul individual, din păcate, el nu este permanent. Mesajul pe care Domnul mi-a pus pe inimă este un mesaj greu. Un pic nu prea comun cu teologia zilelor noastre, în care totul este roz, totul este happy și dacă spui I love Jesus și ai făcut o rugăciune după un evanghelist, ți se asigură veșnicia. Este un pic mai adânc de atât. În Cuvântul lui Dumnezeu, în Luca capitolul 19, între versetele 42 și 44, Domnul Iisus Hristos stătea în fața cetății Ierusalimului. S-a uitat peste cetate și a privit din colț de zidurile ei și a început să plângă. O, și când Fiul lui Dumnezeu plânge, bine ar fi să luăm seama. Când există ceva care îl face pe Fiul lui Dumnezeu, pe Dumnezeu cel adevărat, să plângă. Bine ar fi să băgăm la cap. Și Domnul vine și spune Ierusalime, Ierusalime. De câte ori am vrut să te strâng, mă strânge găina cu izoare. Și mai vrut. Și iată că ți se va lăsa casa pustie. Pentru că nu ai cunoscut vremea când ai fost cercetat. Există o vreme a cercetării pe care eu nu știu în dreptul nimănui. Fiecare și-o știe în dreptul lui. Există o vreme când Dumnezeu te cercetează. Există un timp în care mâna marelui prost Crist
bate la ușa inimii tale. Și există un timp când încetează să mă bată. Așa spune și Părintele. Nu lăsa să plece iar. Poate niciodată. Mâna lui la ușa ta n-are să mai bată. Evrei, capitolul 4, versetul 1. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa, citez. Câtă vreme rămâne în picioare făgăduința răscumpărărilor, niciunul dintre voi să nu se pomenească venit prea târziu. Păcatul de neiertat are de-a face cu timpul Harului. Dragul meu, tânăr, tânără, Dumnezeu ți-a alocat un timp al Harului. Ți l-a alocat atunci când te-a țesut în mod taine, în uter. Când ți-a cunoscut fiecare zi a vieții tale, când ți-a cunoscut fiecare gând, fiecare pas, fiecare aspirație, în momentul în care ți-a suflat în nărdul de viață, ți-a știut toate zilele vieții tale și ți-a numărat timpul Harului. Să nu te pomenești venit prea târziu. Poate te-a cercetat în România și ai zis, aș vrea, știu că părinții au dreptate, știu că fratele nu are dreptate, știu că cumnata îmi spune bine, știu că ar trebui, dar mai am de rezolvat una alta, mai trebuie să mai fac câte una alta. Eram în München, cu câțiva ani în urmă, și în urmă am lăsat după Evanghelie și chemării cuvântului, o mulțime de oameni au venit în față ca să-și predea viața Evangheliei și lui Iisus Hristos. Și în timp ce cu frații ne rugam pentru ei, am simțit pe la spate că cineva mă prinde de mână cu forță și mă strânge de mână și m-am întors la cine altă. Era un bărbat trecut de 35 de ani de etnie romă, care a venit acolo cu mai multe familii de la Nürnberg. A fost foarte cercetat și în timpul predicii, și în timpul cântărilor, și în timpul rugăciunii, și l-am văzut foarte frământat, foarte frământat. M-am uitat la el și s-a uitat la mine și cu fața transfigurată de frică, de spamă, de groază, a zis către mine, frate, rogă-te lui Dumnezeu pentru mine să mă mai aștepte, că mai am două lucruri de rezolvat și mă pocăiesc. Și m-am uitat la el și mi-am dat seama de grozăvia pe care îmi trăiește în acela. Timpul Harului e limitat. Nu știi când este pentru ultima oară când vocea Domnului Păstor răsună pentru tine. Când inima ta mai bate și când brațele lui sunt deschise. Am scris câteva versuri aici ca să se imprime mai bine pe inima cuvintele acest adevăr. Există în viață un moment, un ceas de hotărâri urgent. Un ceas pe care noi nu știm când îl trăim, nici nu-l simțim. S-a dus și nici n-ai observat că ți-a fost harul măsurat în clipa care a zburat. S-a pus un semn ca un macaz pe mâini, pe frunte, pe obraz, te-a însemnat pentru vecii ce ai să ajungi, unde vei fi, ce te așteaptă în viitor, un prag de cer strălucitor sau iarul cel îndrăzitor. Da, este viața un hotar. De la trecut, nu mai era. Căci dincolo de el nici când nu trece nici chiar Duhul Sfânt.
zi, o oră, un minut. Hotarul soartei l-ai trecut. Și poate ieși. Seara aceasta aici. Ești pentru că Harul lui Dumnezeu încă este pentru tine. Încă invitația Lui este valabilă pentru tine. Dumnezeu te vrea pentru El cu o gelozie sfântă. El a dat pentru tine ce a avut mai scump. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu se luptă cu Duhul tău, se luptă cu conștiința ta, se luptă cu inima ta și îți spune acum sau în clipele în care ești singur tu cu Dumnezeu, Duhul Sfânt îți spune, ești păcătos și are nevoie de iertare și tu mergi înapoi și te împotrivești Duhului Sfânt și spui, nu Duhul Sfânt. Apostolul Ioan zice, dacă zicem că nu avem păcate, ne înșelăm singuri. Și adevărul nu este în noi. Și apostolul continuă și zice, cine zice că nu are păcat, îl face pe Dumnezeu cinos. Ha! Păcatul împotriva Duhului Sfânt. Că Duhul se luptă cu tine. Cum s-a luptat cu Iacov la Peniel, o noapte întreagă, o viață întreagă, din pruncia ta se luptă Duhul Sfânt cu tine. S-a luptat atunci când ai vrut să te căsătorești și a trebuit să te botezi ca să te poți căsători. Și s-a luptat Duhul Sfânt cu tine și ți-a spus, nu face numai de formă, fii real. Și a zis, mă fac și frate ca să cred la asta. S-a luptat Duhul Sfânt cu tine. În circunstanțele cele mai teribile ale vieții și continuă poate să se lupte și astăzi. Dar există un moment. Cuvântul Domnului spune la un moment dat că Dumnezeu zice și Duhul meu nu se va lupta pururea de pom. Și în momentul în care a rostit Dumnezeu acea sentință că Duhul meu nu se va lupta pururea de pom, următorul lucru important a fost poporul și judecata de vină. Apoi, al doilea lucru, dacă păcatul acesta de neiertat are de face cu timpul Harului, cu timpul în care Duhul Sfânt se luptă cu tine, păcatul acesta de neiertat are de face cu starea inimii. Vedeți? Inima noastră a fost creată de Dumnezeu cu capacitatea de a alege între bine și rău. Noi nu ne putem mântui singuri, noi nu putem să decidem de la noi înșine să fim mântuiți, dar Duhul lui Dumnezeu vine și ne dovedește. În inima noastră putem să luăm hotărârea de a urma pe Hristos și de a ne schimba viața. Amin? Dar există posibilitatea împietririi inimii, a refuzului continuu. Și refuz azi și refuz mâine. Și te împietrești azi și te împietrești mâine. Și până la urmă, inima ta devine ca o stare de piatră. Cuvântul lui Dumnezeu spune, inima îmi spune din partea ta, caută fața mea. Și eu, fața ta, o caut, Doamne. Dar v-ați întrebat vreodată ce se întâmplă atunci când inima nu-ți mai spune nimic. Când inima nu-ți mai vorbește nimic din partea lui Dumnezeu. Cum ai putea să cauți fața lui Dumnezeu când inima nu-ți mai spune nimic? Oamenii au urmat pe Domnul Iisus Hristos și-au văzut minunile Lui, au mâncat la masa Lui, au beneficiat de vindecările Lui,
Cuvântul Domnului spune în Ioan capitolul 12 că nu puteau să creadă. S-au împietrit. Și nu credeau. Ba mai mult! Cuvântul Domnului le spune că Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, de două ori s-a mirat. De două ori l-a luat ceva prin surprindere în viața lui pe pământ. Primul lucru de care s-a mirat Domnul Iisus Hristos a fost credința sutașului roman atunci când a venit și a spus vine-te pe rogul meu cu un cuvânt. Și Domnul s-a mirat și a zis nici în Israel nu am văzut o așa credință. Și al doilea lucru care l-a mirat pe Dumnezeu a fost neferința celor din Nazaret. Spune că n-a putut să facă nicio minune. Și se mira de neferința lor. Neferința, ca și credința, sunt lucruri grozave. Credința dezleagă potențialul lui Dumnezeu. Credința dezleagă puterea lui Dumnezeu. Credința desprinde cerul lui Dumnezeu și la tot ce pe pământ. Credința deschide cămările proviziei lui Dumnezeu și le aduce în casa ta. Credința aduce viața lui Dumnezeu și o pune în trupul copilului tău bolnav și îl vindecă. Credința îl aduce pe Hristos și crucea Lui în dormitorul tău și îți curățește păcatele în mărturisire și pocăință. Mare putere are credința. Și necredința are putere. Așa de mare putere are credința că Iisus a mirat de necredința. Și n-a putut. Cum Dumnezeu nu poate să facă? Necredința leagă mâna lui Dumnezeu. Oprește gură funcție, înleagă binecuvântările lui Dumnezeu și îți taie dreptul la pomul vieții. Împietrirea inimii, un lucru mare. În Exodul capitolul 2 este un conflict între Moise și Faraon. Și dacă citiți acolo, când Moise merge la Faraon și cere să lasă pe popor să plece, cuvântul Domnului spune la început că inima lui Faraon s-a împietrit. Și că Faraon și-a împietrit inima. Și iar merge Moise. Și iar cere, lasă pe popor să plece. Și iar inima s-a împietrit. Și Faraon și-a împietrit inima. Dar vine un moment în care cuvântul lui Dumnezeu schimbă macazul. Și de pe la minunea a cincea, sau de la plaga a cincea, cuvântul lui Dumnezeu vine și spune de acum Dumnezeu a împietrit inima lui Faraon. Și n-a mai fost tare de scăpat. Ba mai mult, dacă citiți în capitolul 10, între versetele 27 și 29, Faraon vine înaintea lui Moise și înaintea lui Dumnezeu și zice, am păcătuit, iartă-mă! Am păcătuit! S-a recunoscut. Și mai jos, sentința rămâne aceeași. Dar Dumnezeu a împietrit inima lui Faraon. Faraon era mort, în lumea celor vii. Și el nu știa. Pentru el vremea harului a trecut. Pentru el ocazia s-a terminat. Pentru el sentința a fost rostită. Pentru că așa împietrit inima lui prea mare. Ochiul care este bun dacă l-acoperi cu un patch și ții acoperit mai mult timp. Când ai luat peciul,
că pe ochi lumina lui s-a stins și n-ai să mai vezi niciodată cu ochiul acela. Ochiul, atâta vreme cât lași ca lumina să intre în el, lentilele retine funcționează corect și vezi pe el. Dar în momentul în care, în mod voit, ți-l acopere și nu lași ca lumina să intre în el, l-ai pierdut pentru totdeauna. Inima ta poartă-mea în chipul lui Dumnezeu cel viu. Și Dumnezeu a lăsat la latitudinea noastră să răspundem chemării lui, nu da sau nu. El a pus înaintea noastră viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Și ne-a spus, așa cum a spus lui Israel pe muntele Garizim, alegeți! Alege viața! Fii înțelept! Alege viața ca să trăiești tu și copiii tăi în țara pe care ți-a dat-o Domnul. Și dacă și azi și mâine te împietrești și te împotrivești, s-ar putea să ajungi și să nu mai poți să alegi. Și condamnarea să rămână asupra capului tău. Dându-și seama de pericolul acesta, Apostolul Pavel, Epistola către Romani, capitolul 2, undeva pe la versetul 4, spune: uită-te la bogățiile bunătății lui Dumnezeu. Nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință, dar cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți adun o comoară de mânie pentru ziua arătării dreptei judecăți ale Dumnezeu. În care va răsplăti pe fiecare pe faptele lui și va da slavă, cinste și viață celor care, în urmărirea Timpului, au ales să trăiască după Scripturi și va da urgie, o sână și moarte celor care, în împotrivirea inimii, și-au ales singurul destinul. Iubitul meu, așa cum am spus, este un mesaj dur, greu, n-aș vrea să vă sperie. Așa să trezesc conștiința. Și mai mult decât o fac, cuvintele mele slabe și sărace, mă rog să facă Duhul lui Dumnezeu. Mă rog să lucreze El acolo, la inima ta, la conștiința ta. Și să te facă să alegi binele. Pentru că cea de-a treia stare a acestui păcat de iertat este lepădarea de la față de Dumnezeu. Este un punct luminant. Dacă citiți în Epistola către Romani, capitolul 1, acolo unde descrie starea de păcat oamenii, și unde arată clar că oamenii din dorința de nelegiuire au înăbușit adevărul lui Dumnezeu în nelegiuirea lor, în mod voit, în mod voluntar. Cu toate că ce putea să fie cunoscut despre Dumnezeu, le era descoperit în ei înșiși, le era descoperit în natură, le era descoperit în conștiință, le este descoperit în cuvânt, le este descoperit în adunare, în biserică. Ce se poate cunoaște despre mântuire și despre Dumnezeu este arătat. Harul lui Dumnezeu nu s-a petrecut într-un colț, este lucru public. Oferta lui Dumnezeu este pentru toți. Și oamenii aleg să nu înșe adevărul lui Dumnezeu în legiuirea lor. Și Apostolul continuă și de trei ori repetă și de aceea și Dumnezeu i-a lăsat. Și de aceea și Dumnezeu i-a lăsat. Și de aceea și Dumnezeu i-a lăsat. I-a abandonat. I-a lepădat. În Cartea Evrei, cuvântul Domnului vine și spune
un stigmat extraordinar. Și zice, și de aceea nici mie nu mi-a mai pasat de el. Este grozav lucru să cazi în mâinile Dumnezeului cel atotputernic. Este grozav lucru ca să te lupți cu Dumnezeu și tu să biruiești. Pentru că în momentul în care tu ai biruit în această luptă, ești pe veci pierdut. Ești pe veci. De veci. Pierdut. De aceea, iubitul meu, frate, tine, bătrân, orice fi, nu te potrivi chemarea lui Dumnezeu. Și haideți să fim cinstiți. Mesajul acesta nu este numai pentru cei care nu s-au botezat. Mesajul acesta este și pentru mine, și pentru tine, și pentru toți acei care cochetează cu o viață dublă. Și înăuntru și afară. Aduceți aminte de episodul din Troa, unde Apostolul Pavel a început să predice și a fost ceva mai lung, care mișor deja foarte lung. Mai lung decât mine și undeva pe la etajul 3 era un tânăr care a căzut de la etajul 3. Știți de ce a căzut Eutih de la etajul 3? A dormit. Uite, mai sunt și alții care dorm în biserică. Dar de ce a căzut Eutih de la etajul 3? Pentru că a ales să nu fie nici înăuntru, nici afară. Eutih stătea pe fereastră. O fi fost aglomerat, o fi fost multă lume, dar parcă nu pe Eutih, tânăr zburdarnic, copil de pentecostal, născut și dus la binecuvântarea Biserica Domnului, parcă nu văd stând cărare pe zidul casei, făcând cu piciorul, nebăgând seama la cuvintele Apostolului. Și a căzut. Pentru că a fost jumătate în om și jumătate afară. Dragul meu, hai să fim serioși cu Dumnezeu. Vreți lucrul acesta? Căutați cu toții pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea cu Dumnezeu. În seara aceasta, dragul meu, frate și soră, tânăr și tânără, care te joci cu pocăința, care crezi că poți să fermezi cu toată lumea și să umbli și așa, și așa. Nu. Calea pocăinței nu este și așa, și așa. Calea pocăinței este ori așa, ori așa. Nu stă pe fereastră. E locul cel mai periculos din univers. Să stai pe fereastra promisiunilor lui Dumnezeu. Și când ai tu chef să mergi înăuntru, și când vine o problemă, și când vine vreo suferință, să vii la biserică, să te rogi, să postezi, să strigi înaintea Domnului și să te rogi pe frați, să facă rugăciuni pentru tine, și când îți merge bine, să te duci în cealaltă parte. Și să fii și așa, și așa. Duhul Domnului îți vorbește în această seară. Intră în casă. Și rămâi în casă. Chiar dacă dorm în casă, cel împrihănit de 7 ori cade și se ridică înapoi. Chiar dacă dorm în casă, pici în casă, în biserică, și de-aia în biserică, ca să se ocupe de tine și de problemele tale, să te ridice, să te ajute, să te sprijinească. Dacă ai păcate, să le mărturisești la presbiterii bisericii, să roage pentru tine, să te umple cu îndelemn, să fii vindecat, iertat, mântuit. Pică! Dar pici în casă. Dar când pici afară, nu
știi de câte ori va fi acolo cu Pavel când se predice în acolo. Și se cântă la seama cu acest preobit. Înțelege în această seară că Dumnezeu ne cheamă la o apropiere de El. Dintre ce mai se lasă? Nu timp de pierdut. Pentru că harul este măsurat. Și Duhul Domnului nu se va lupta cu urmea cu tine. Poate este ultimul apel pe care Dumnezeu ți-l adresează în această seară, prin mesajul cântărilor și prin mesajul predicii. Poate este ultimul apel. Poate este ultimul avertisment. Păcatul de neiertat nu este de a zice că fratele respectiv nu vorbește sau nu prorocește de la Domnul. Frații, nu vă înșelați, iubiții mei. N-are face cu prorocire sau cu vorbirea mea. N-are face cu darul Duhului Sfânt. Păcatul de neiertat are de-a face cu lucrarea Duhului Sfânt. Și lucrarea Duhului Sfânt este primordial mântuirea ta și mântuirea mea. Dovedirea noastră înaintea lui Dumnezeu. Și Domnul Domnului se luptă cu noi. Și noi ne împotrivim. Să venim înaintea Domnului să ne cerem iertare de lucrul acesta. Și să spunem, Doamne, îți dă dreptate. Doamne, nu vrem să ne mai împotrivim. Nu vrem să ne facem vinovați de păcatul acesta. Ci vrem să-ți dăm dreptate. Și să fii mai întâi cu seriozitate. Și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Său, ne curățește de orice păcate. Sfântă-ți fie Domnul. Ioan îi spunea că și nu-i păcat pe care Domnul nu și-a pus făgăduința. Unul singur nu se iartă niciodată. Necredință. Domnul să vă binecuvânteze. Să ne binecuvânteze pe toți cu darul credinței. Cu o inimă deschisă. Și cu o întoarcere radicală înspre El. Așa se ne ajută Dumnezeu. Amin.